CSM Sighet continuă forma bună în campionat și o învinge pe ACSC Crișul Sânt Andrei în etapa a doua din play-off-ul Ligii a treia la fotbal. În fața unui public numeros și pe o vreme superbă pentru fotbal, sighetenii au dominat echipa oaspete, care era neînvinsă de 8 etape. La pauză, scorul era alb 0-0. Imediat însă după reluare, CSM Sighet deschide scorul în minutul 48 prin Pape Niaie. Pe finalul partidei, în minutul 89, Emanuel Mensah înscrie și el pentru a stabili scorul final 2-0. În urma acestui rezultat, CSM Sighet urcă pe locul 3 în clasament, iar în etapa următoare se va deplasa la Satu Mare pentru partida contra celor de la Olimpia. Partida se va desfășura sâmbătă 13 aprilie de la ora 17.